Bine v-am regăsit la blogul de pandemie. Am avut un prim segment în care am vorbit un pic despre autorități. Astăzi mergem mai departe cu subiectul adevărat al zilei, din punctul meu de vedere, și anume declarațiile ministrului Nelu Tătaru legate de momentul în care vom putea să relaxăm un pic măsurile din România. Eu cred că este o problemă foarte serioasă și cred că se leagă foarte mult de discuția anterioară cu problemele de ordine publică, pentru că am senzația că ni se aruncă în față cam mult această idee că noi suntem de vină pentru faptul că toate aceste măsuri nu sunt îmblânzite cumva, și probabil că singura modalitate în care putem să urmărim reacția reală a românilor este Google Mobility. Și chiar cred că, da, uite, n-am deschis acest lucru, o să-l vedem acum împreună. O să vedem Google Mobility Changes Romania, pentru că, așa cum știți bine, este... Știți, Google are un serviciu prin intermediul căruia putem să vedem cât de mult s-au mișcat sau nu s-au mișcat oamenii în această perioadă. Puteți intra foarte ușor, de asta l-am și scris acum. Și hai să vedem, să descărcăm un PDF, fiindcă toate funcționează pe bază de PDF, să căutăm România și să vedem cum s-a schimbat, care a fost atitudinea reală a populației în perioada aceasta de pandemie. Și este interesant, acesta este PDF-ul. Bun, Mobility Changes este pe data de 11 aprilie, deci înainte de Paște, și e interesant pentru că o să vedeți că mai avem date de pe 13 aprilie din România. Deci, vedem aici foarte clar cum s-a schimbat mobilitatea populației. Ce se întâmplă? Știți că în telefoanele dumneavoastră există acele trackere de GPS. Ei magazinează aceste date și fac statisticile respective. Ne violează drepturile sau nu, asta este altă discuție, am mai vorbit despre asta, oricum avem niște date foarte clare despre ce se întâmplă cu românii. Așadar, mobilitatea în România este la 11 aprilie mai mică cu 67%, deci 11 aprilie. Ultima dată când m-am uitat eu era pe la un 85%, din păcate nu am salvat documentul respectiv, dar cred că pot să-l găsesc cu destul de multă ușurință. Vedeți, de asemenea, că în parcuri avem cu 50% mai puțin, la cumpărături și la farmacie cu 25% mai puțin, era puțin probabil ca oamenii să nu-și cumpere lucruri, să nu meargă la farmacie, în zonele de tranzit minus 59%, deci încă se muncește sau se plimbă oamenii în România. Vedeți că doar cu minus 33% mai puțin oameni la muncă și, de asemenea, în casă sunt cu 12% mai mult, adică stau oamenii mai în casă mai mult cu 12%. Acesta, iar aici aveți detalii pe fiecare județ în parte, puteți să intrați, vă recomand să intrați ca să vedeți care este situația reală în județul, orașul dumneavoastră. Acestea sunt datele reale și concrete pe care le avem în privința reacției României. Faptul că unii oameni nu stau acasă, unii oameni fac scandal, asta nu are o relevanță clară asupra populației în întregime, pentru că raționamentul este absurd. Dacă cazul particular face ceva, asta nu înseamnă că generalul face același lucru, este valabil invers. Dacă ceva este valabil, dacă este ceva general valabil, va fi întotdeauna valabil și în particular. Dacă ceva este valabil în particular, nu este valabil în general. Dar această modalitate de percepție a realității poate să fie foarte ușor manipulată. Și de asta eu cred că este interesant să vedem aceste declarații ale poliției care ne atrag atenția asupra cazurilor particulare, pentru că ne spun, nu ați stat în casă, nu ați făcut cutare, noi putem să intervenim și să controlăm mai mult ce se întâmplă pe viitor. Înainte să vorbim despre domnul Tătaru și despre declarațiile sale, care mie mi se par cel puțin încurcate, ca să nu folosesc un alt cuvânt, haideți să vedem totuși marea problemă. Toată lumea ne spune că în momentul în care va scădea numărul îmbolnăvirilor și va scădea numărul morților, abia atunci vom putea să relaxăm acest lucru. Și aici se pune întrebarea, cât testează România? Pentru că recomandările tuturor celor care au avut soluții în această perioadă a fost testați, testați și iarăși testați, ca să-l parafrazăm pe tovarășul Marx. Sau Lenin cred că a spus asta. Ideea este că
m-am încurcat, s-ar putea să nu fi spus nici Marx, nici Lenin, dar mă rog, eram cu gândul în altă parte. Oricum, asta este ideea. Testați, testați și iarăși testați. De asta am vrut să văd care sunt testele în România, fiindcă atâta vreme cât nu testezi suficient de mult, nu știi care este situația reală. Și atâta vreme cât nu testezi suficient de mult, nu poți să ai reacția din populație. Știți? Toată această metodologie de cercetare este fundamentală. Dar în cazul acesta nu mai este vorba de medicină, este vorba strict de sociologie și văd că avem probleme din acest punct de vedere. Haideți să vedem. Vom lua comunicatul Ministerului Sănătății în privința testărilor și de ce folosim acesta? Pentru că este oficial, sunt date oficiale. Eu, în mod normal, am mare încredere în medici. Eu nu am încredere în cei care îi chinuie pe medici, anume în șefii medicilor, dar în medici am mare încredere și un respect extraordinar pentru această categorie. Cum de altfel să știți că am respect și pentru alții, inclusiv pentru unii polițiști, apropo de clipul anterior. Deci, haideți să vedem. Este buletinul de pe 13.04, deci este foarte asemănător cu ce am văzut dincolo pe Google Mobility, fiind 11.04 acolo. Săptămâna trecută, înainte să intrăm în săptămâna sărbătorilor. Deci avem pe teritoriul României 6633, evident s-au schimbat foarte mult aceste lucruri, în schimb avem numărul de teste, care este un pic mai jos. Deci, până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 67.204 teste. Bun. Deci, asta știm cu siguranță, acestea știm că sunt testele prelucrate. De asemenea, foarte interesant este că avem persoane în izolare la domiciliu sau sub monitorizare medicală, avem mai mulți decât testații. Dar asta are sens, pentru că sunt mulți oameni care au intrat în contact oarecum indirect și trebuie ținut sub observare până în momentul în care apare ideea de a fi testați. La noi se testează doar în condițiile în care apar simptomele. Aici este o problemă, americanii testează cu totul altfel și se pare că americanii sunt cei care vor deschide primii lumea. Dar haideți să vedem ce se întâmplă cu testele totale din această lume. Este un site, Our World in Data, este un site care este, haideți să vă și arăt, este recomandat de o serie de instituții, cum ar fi Berkeley, Stanford, Harvard, Cambridge University, Oxford University și toate aceste agenții și organisme de presă. Deci putem să credem că este un site respectabil care ne dă aici foarte clar testările pe 19 aprilie. Deci avem Statele Unite au testat în acest moment 3,7 milioane. Am adăugat și România, fiindcă este interesantă. Italia a testat 1.300.000. România a testat, în schimb, 90.991. Deci asta înseamnă, dacă ne orientăm la ce am văzut în urmă cu 6 zile, avem o diferență de aproape 30.000 de teste făcute într-o săptămână, adică 50% din aproximativ 50% din testările făcute până în acest nivel. Deci au făcut o creștere cu 50% față de ce aveam aici într-o săptămână. E foarte interesant acest lucru. Deci, practic, au avut, până în acest moment au avut 67.000, iar în ultima săptămână au reușit să aibă încă 30.000 de teste. Dacă este adevărat, eu mă îndoiesc, dar dacă este adevărat, este senzațional, pentru că înseamnă că în sfârșit se testează și în sfârșit vom începe să intrăm într-o zonă de normalitate. Adică în momentul în care știi cine este bolnav, cum este bolnav, poți să-ți organizezi datele pe diferite caracteristici sociale pe anumite zone și să știi unde sunt mai multe probleme, care sunt focarele, cum sunt focarele, cine este afectat, de ce este afectat, unde poți să dai drumul mai repede, unde nu poți să dai drumul mai repede. Deci ar fi senzațional dacă s-ar fi testat atât de mult în săptămâna trecută. Aici, în schimb, există o foarte mare problemă, pentru că s-ar putea să nu existe o corelare foarte clară între ce ne oferă Ministerul Sănătății și acest site. Site-ul acesta, nu știu de unde și ia datele în totalitate, Ministerul Sănătății bănuiesc că își ia datele concrete de pe teren, adică știe exact, s-a testat atât. Dacă nu se întâmplă acest lucru, Ministerul Sănătății are o problemă imensă, eu nu cred să fie așa. Aș fi foarte bucuros ca diferența aceasta să existe, mai ales că Ministerul Sănătății nu ne-a dat încă
un update la aceste, la aceste date pe care le aveam. Le așteptăm zilele următoare, probabil că se vor confirma. Eu aș fi, repet, aș fi extrem de fericit să avem 30.000 de teste făcute într-o săptămână. Ar fi fabulos, pentru că asta înseamnă că în sfârșit avem datele și putem să intrăm în relaxarea pe care o așteptăm cu toții și revenirea înspre normalitate. E, aici, în schimb, lucrurile devin complicate, fiindcă am văzut astăzi declarația domnului ministru al Sănătății, care nu a fost în stare să ne spună foarte clar care sunt soluțiile, cum va interveni, cum, când se vor relaxa aceste lucruri, dar a avut, în schimb, foarte mare grijă să ne spună că a fost fake news ceea ce s-a spus despre domnia sa, că ar fi spus că oamenii trebuie să fie, că a fost scos din context. Când a spus că oamenii de peste 65 de ani trebuie să fie scoși din case și duși în niște hoteluri unde să fie ținuți pe tot parcursul pandemiei. Bun, eu am văzut clipul, găsiți clipul cu declarația de la, de la România, de la Realitatea TV, este public. Haideți să vedem. Deci este potrivit Digi24, Nelu Tătaru spune că proiectul cu privire la izolarea persoanelor de peste 65 de ani la domiciliu pentru 3 luni aparține lui Adrian Străinu Cercel. Cu toate acestea, în interviul de la Realitatea TV, domnul Tătaru vorbea despre izolarea persoanelor de, 40, de peste 65 de ani în hoteluri, nu la domiciliu. Aici este o greșeală. În hoteluri și nu la domiciliu. Reacțiile au stârnit un, au pornit în lanț după ce mai multe publicații au arătat declarația lui domnului Nelu Tătaru de săptămâna trecută. Este ministru, eu nu pot să mă adresez unui ministru cu numele mic, indiferent cât de apropiat am fi, nu este normal. Este o funcție care trebuie respectată până, până când se demonstrează că omul nu este demn de funcția respectivă, dar până atunci trebuie să respectăm. Într-o intervenție la, la Digi24, domnul Tătaru a revenit cu noi precizări și nu a recunoscut declarațiile făcute. Clipul îl găsiți pe internet. Eu nu îl voi pleia acum de aceleași motive de, de drepturi de autor, dar îl găsiți. A fost un interviu public la Realitatea TV în care se vorbea despre această izolare. Am văzut și interviul domnului domnului Străinu Cercel, care spunea cu totul altceva. Izolarea la domiciliu este diferită de scoaterea oamenilor din domiciliu și izolarea în hotel. Dar, dar, aici intervine problema cea mare, pentru că am senzația că autoritățile române funcționează după niște criterii care mie nu mi se par în regulă, și anume criteriile domnului Mike Ryan. Știți că mi-ați trimis foarte mulți clipulețul acela în care este scris greșit numele doamnei dr. Deborah Burks din Statele Unite. Ea nu se numește Burke, ci se numește Burks, dar este greu de ascultat în limba engleză și explicați întreagă poveste cu cine ce face. Nu. Problemele cu, cu Organizația Mondială a Sănătății și cu izolarea persoanelor sunt legate de acest domn Mike Ryan, care este irlandez și care ne-a spus foarte clar că, persoane, că trebuie să intrăm în case peste oameni, să vedem cine este bolnav, să fie scos și dus în altă parte. Eu nu pot să nu văd legătura dintre declarația domnului Mike Ryan și declarația domnului Nelu Tătaru. Este clar că această politică de izolare, de scoaterea oamenilor din case și de izolare într-o parte sau alta, este oarecum recomandată la nivelul Organizației Mondiale a Sănătății. Dar, având în vedere noile desfășurări de situații și noile informații pe care le avem despre Organizația Mondială a Sănătății, eu nu știu dacă pot să am încredere în Organizația Mondială a Sănătății. Așteptăm să vedem ce o să se întâmple pe parcurs. Lucrurile nu arată foarte bine în organizația respectivă. De asemenea, faptul că președintele României ne spune că trebuie să ascultăm necondiționat de OMS, pentru că acolo sunt experții, iarăși mă face să mă întreb ce se întâmplă cu această soluție și dacă nu cumva această soluție a fost încercată să fie impusă anumitor țări, printre care și România. Este o speculație, nu o luați de bună, nu mă acuzați dacă greșesc, îmi pun doar întrebarea, nu acuz pe nimeni, doar mă întreb, pentru că am dreptul să mă întreb. De asemenea, observăm un lucru foarte interesant, am luat din europaliberă.org traducerea a ceea ce ne-a spus Dr. Ryan, Mark Ryan, și anume, ceea ce trebuie să facem este să ne concentrăm pe găsirea celor bolnavi, pe cei care au virusul și să izolăm, să le găsim contactele și să le izolăm.
Atât. Asta se numește scoatere din context. Am vorbit în clipul anterior despre Dr. Ryan, care ne spune foarte clar că oamenii trebuie scoși din case și izolați într-o manieră demnă. Bun. Ceea ce ne cere Mike Ryan în acest moment este o încălcare atât de gravă a drepturilor fundamentale ale omului, încât nici nu trebuie să o discutăm. Iar faptul că domnul ministru Tătaru s-a gândit măcar la această soluție nu-i face cinste. Faptul că a renunțat la această idee, pentru că asta s-a întâmplat de fapt, îi face cinste. Și uite cum se întâmplă ca un clip care pornise oarecum împotriva domnului Tătaru se încheie într-o direcție mult mai bună. Pentru că, indiferent dacă recunoaște că a spus lucrul respectiv, eu dacă aș fi fost în locul domnului Tătaru, nu sunt, nu cred că este o poziție de invidiat în acest moment, cea de ministru al sănătății, eu aș fi spus, da, am greșit. A fost o părere, a fost o greșeală, mă asum, nu cred că este o idee bună. Am dreptul să greșesc, am revenit asupra ei, nu intră în funcțiune, era doar un plan pe care l-am discutat. L-aș fi respectat mult mai mult dacă ar fi spus acest lucru. În schimb, faptul că astăzi ne-a spus că acest lucru nu se va întâmpla, eu cred că este un lucru bun. De asemenea, cum sper că este un lucru bun, faptul că există această diferență între numărul de teste prezentate de Ministerul Sănătății și numărul de teste prezentate de, stați că nu reușesc să rețin numele niciodată, Our World in Data. Cred că este un lucru bun. Bâlbâielile autorităților românești cred că încep să se apropie de final și cred că pe măsură ce Statele Unite vor rezolva problema și medical și problema testelor, vom putea să avem o direcție clară și să aflăm când urmează să se încheie toată această nebunie și pentru noi. Americanii testează mai mult decât absolut oricine. Uitați la grafică. Dacă vreți, uitați. Putem să mai adăugăm o țară și cu asta încheiem. Haideți să vedem o altă țară lovită foarte rău. Ba nu, haideți să adăugăm. No, Suedia nu testează. Haideți să adăugăm Spania. Că și Spania a testat bine. Da, adăugăm. Folosiți-vă de aceste site-uri, serios, sunt foarte, foarte interesante. Aici avem, nu am adăugat Spania? Ba, da, am adăugat Spania, trebuie să fie undeva. Spain este aici. Deci puteți să vedeți graficul Spaniei. Este undeva aici, sub graficul Italiei. Deci se apropie. Au testat 930.000 de oameni. Bun. Cred că lucrurile sunt interesante, deși sunt în continuare complicate. Cred că societatea românească a reușit să se bâlbâie suficient și că este momentul să revină la realitate. Cred că toată această nebunie se va încheia undeva în luna mai, spre sfârșitul lunii mai, cel mai probabil, și cred asta pentru că toată lumea va încheia toată nebunia în perioada respectivă. Problemele noastre abia atunci încep și acolo trebuie să fim tari. Iar pentru asta, în clipurile care urmează, o să încerc să îmi dau cu părerea, pentru că nici măcar nu sunt sfaturi, despre ceea ce ar trebui să facem ca să avem grijă mai multă de noi. Ne vedem la clipul următor. Până atunci, aveți grijă să fiți sănătoși, pentru că nici nu știm ce urmează.